direcție cu omega. În funcție și de zona respectivă și de soare și de circuitul său, am decis să facem în partea aceasta. Se fixează. Bun, am o stereo să filmez din cealaltă parte, exact tăietura respectivă și ce am obținut noi este forma lui Omega. În același timp, cu foarfecele de altoid, selectăm din nou, dacă ne uităm pe altoi, pe unde alegem, avem muguri floriferi, ceea ce nu recomand, și avem muguri vegetativi pe undeva. Sper să avem de unde alege, n-am fost foarte atent, dar se pare că va trebui să merg după altoi. Nu-mi place, este foarte subțire și nu va fi ok pentru foarfecă, care poate să altoiască până la 1 cm. Revin în 2 secunde. Bun, facem tăietura la altoi de data aceasta. Îl poziționăm, ne interesează mugurele să fie mugurele de bază, să pornească în exterior. Înseamnă că tăietura o să facem undeva în genul acesta. Fixăm bine pe foarfecă. Se vede? Da. Cealaltă. Partea din interior eliminăm partea externă. Și acum efectiv facem legătura care va fi foarte fixă. Și nu-mi place pentru că am spart asta și o să repet operația încă o dată. Bun, de data asta se pare că e mai în regulă. Bun. Prinderea este 1:1, 100%, fără drept de apel. Important este să fie apăsat. Uite, am asta aici, te rog, filmez cât mai bine. Procedurile celelalte sunt foarte simple, mastic, astfel încât să nu mai avem probleme cu precipitațiile, cu aerul, cu bacteriile, mastic, bandă și închidem problema rapid.
partea de deasupra, aplicăm din nou masticul sau fitobalsamul, 2-3 mm grosime. Acesta după maxim 5-10 minute se va petrifica, se va usca, astfel încât acolo nu mai intră absolut nimic. Partea de deasupra. Cam atât. O să mai aplicăm și un tutore, un par, astfel încât păsările să nu se așeze pe lucrarea noastră, ci pe acel par. Până la o nouă revedere, vă salut și vă urez spor la muncă!